Am încercat să fac o asociere între cutia neagră a unei nave în naufragiu. Intrând, publicul poate să afle informații relevante despre criza din Ucraina și aici mă refer la Revoluția din 2013-2014 și repercusiunile acestor evenimente în istoria actuală a Ucrainei. Mai mult timp a durat să creez o idee despre toată situația asta în jurul crizei din Ucraina și mă refer aici la Revoluția din 2014, care este cunoscută și sub denumirea de Maidan. E foarte important să stabilești niște criterii după care să te ghidezi și să poți crea ceea ce consideri, de fapt. Să-ți creezi o idee, asta este lucrul cel mai important. Bine, sunt de acord. Cel mai important e să ne facem o idee, a spus Ciprian Tocar, artistul ucrainean care a expus la Galeria Borderline Art Space din Iași. Cutia neagră a crizei din Ucraina, un jurnal despre moarte și viață. Așa ne-am întâlnit cu Violeta Cincu, jurnalist, om de radio, voce, personaj. Și uite, așa mi-am dat seama că da, cel mai important lucru e să ne facem o idee din ce a luat e plămădit jurnalistul și câte feluri de a muri există, vorba lui Marius Oprea, ca jurnalist. Dar și câte feluri de a reînvia ca jurnalist, mereu și mereu, după mai bine de 30 de ani de profesie. Presă scrisă, televiziune, radio, microfon, voce, imagine, știre, anchetă, reportaj, interviu. Un parcurs, o viață de om sau povești pe care le duci cu tine, în drumul egal al fiecărei zile, cum spune titlul celebru al Gabrielei Adameșteanu. Cincu e un personaj autentic, un jurnalist care a onorat întotdeauna cu semnătura sa sigla sub care a lucrat TVR Iași, Radio Nord-Est, Europa FM, BBC, Ieșanul, TeleRFI, Radio Hit, Republica. Violeta Cincu, un personaj înflăcărat, cu demnitate, gata să aprindă, cu o întrebare, un răspuns lung cât o poveste de viață, așa cât să ne facem o idee despre, că asta e important, nu? Și 21 de școli și grădinițe din țară sunt în categoria de risc maxim la cutremure, detalii la știri. Autostrada Transilvania UMB a reluat lucrările pe loturile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului și magazinele din Marea Britanie au raționalizat unele fructe și legume. 10 grade temperatura maximă prognozată pentru astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi ușor mai scăzute, vom avea 7 grade Celsius. Este ora 10, bună dimineața Iași, sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Ai o meserie care nici măcar nu mai e la modă. Ba da, e la modă tot timpul, pentru că vocea umană este cel mai cald mijloc de comunicare. Și e un mijloc de comunicare care nu poate minți ascultătorul. Nu poți să fii vesel dacă nu ești vesel tu ca animator și ca editor și prezentator de știri. Poți avea un buletin de știri de excepție, dar dacă îl citești, îl prezinți prost, atunci ai năruit munca multor oameni din echipa redacțională. Trebuie să știi să-ți nuanțezi tonul, să nu fii prea agresivă, să nu fii prea dură, să nu râzi când nu trebuie. Meseria asta e fascinantă prin povești, prin faptul că oamenii ți se dezvăluie mult mai repede față de televiziune sau de presa scrisă, pentru că au doar vocea. Mai e ceva, vocile plâng, vocile râd. Și spre deosebire, de exemplu, de presa scrisă, vocea e acolo, nu poți să spui că ai scos o declarație din burtă, cum spunem noi, sau că ai manipulat. Bun, există și forme de manipulare și în radio, sunt de manual, dar ai vocea acolo, vocea care plânge, vocea care râde, vocea care se poticnește, care își caută răspunsul, pauzele,
vocea politicianului care nu se oprește, un politician abil nu pune punct și atunci de oriunde l-ai tăia, ascultătorul rămâne cu senzația că l-ai cenzurat, adică îți pot vorbi câte 15 minute lăsând la finalul fiecarei propoziții tonul ridicat. Și mai e ceva la radio, ai muzica, ai entertainmentul, ai perioadele de însoțire, ai perioadele de reclame în care lumea schimbă postul. Povestea mea de dragoste cu Iașul începe odată cu admiterea la facultate. Era celebrul tren personal Galați-Iași. Mergea în jur de 10-12 ore. Și prima mea poveste cu Iașul începe cu niște țipete în tren. Chișorul, ei, Chișorul! Și ies pe culoar speriată, crezând că are loc un accident, că s-a întâmplat ceva. Oamenii se strigau unii pe alții, era halta Piciorul Lupului. Și asta a fost întâlnirea mea cu Iașul, o întâlnire într-un personal care oprea din haltă în haltă, se urcau bacul, damigeana, bacul sacul de porumb, bacul găina și așa am putut afla primele povești ale Moldovei. Neștiind că voi fi jurnalist, îmi doream să fiu asistent social. Vroiam să fac bine, să schimb lumea în bine și ca să schimb lumea în bine trebuie să încep cu oamenii. Dar după aceea mi-am dat seama că unii oameni nu vor să fie schimbați, că oamenii de fapt se schimbă dacă vor ei și că tu doar trebuie să-i ajuți să vadă lumea în care trăiesc. Și e mai ușor și mai palpitant să arăți oamenilor lumea în care trăiesc decât să încerci să îi schimbi pe ei. Mi-aduc aminte că la primul examen care era cu domnul profesor Poede a lipsit toată grupa noastră pentru că ne-am strâns să învățăm. Am învățat până dimineața, m-a dormit și nu ne-am mai trezit ca să mergem la examen. Deci pot să spun că am debutat cu o restanță și am încheiat șefă de promoție. Am învățat foarte multe lucruri interesante. Am făcut dreptul cu profesorii Durac și Tudorel Toader, sociologie cu profesorul Miftode, psihopedagogie socială cu profesorul Neculau, pedagogie, deci foarte multe discipline care ulterior mi-au folosit în cariera de jurnalist, cred că mai mult decât în asistență socială. Și apoi, în spirit de frondă, m-am decis să devin jurnalist. Nu știam prea multe. Și atunci, de fapt, nu știam nimic despre jurnalism, dar suna bine. Și m-am prezentat la un concurs la Radio Nord-Est, erau 3 locuri și eram 300 de candidați. Am ascultat vreo 2 zile radioul și am răcit și mi-a picat vocea exact în ziua în care susțineam concursul. Da, se pare că totuși mi-au acordat o șansă și am intrat eu, Ștefan Susai și Nicoleta Savin. Cei 3 care au învățat greu să taie banda, pentru că atunci lucram pe bandă. Și deși băieții râdeau, hai fetele, voi sunteți obișnuite să tăiați ceapa, deci o să meargă bine cu banda. Numai că dacă nu erai atentă, începea să vorbească Constantin Simirea și deodată intrau câteva secunde din Camelia Gavrilă sau din alt personaj. Și atunci după Puls Nord-Est burau benzile către capetele noastre. Doar atât sunteți în stare să faceți buni. Și primul manual de jurnalism a fost manualul jurnalistului pentru Europa de Est. N-aveai facultăți, n-aveai Google Map, n-aveai telefoane smart, mergeai și întrebai din om în om. Și apoi o prietenă a dat concurs la TVR Iași și mi-a zis, hai cu mine, că am emoții. Și dacă hai cu mine, înscrie-te și tu. Și m-am înscris și eu am luat ea nu. Și am ajuns la TVR Iași, am lucrat împreună cu Carla Tompea la investigații. Bineînțeles, am învățat jurnalism de la Vanda Condurache, de la Grișa. De fapt, primii mentori mi-au fost cameramanii, că
Ei, făcând atâtea interviuri, știau, simțeau ce întrebare ai uitat și îți șopteau, întreabă și asta, întreabă și asta, întreabă și asta, și așa înveți să faci un ghid de interviu corect. După care mi-am dat seama că, de fapt, radio-ul e pasiunea mea, că poate sunt un pic așa cam egocentrică, dar eu îi fac pe oameni să vorbească. Cu o cameră lângă mine nu eram, nu deschideam aceleași uși. Și Vanda îmi spune, țin minte și acum, eram la Masterat și eram la o cafea în Piața Unirii și îmi spune, știi, eu cred că tu te-ai născut pentru radio. Și a fost așa ca un moment de iluminare și am spus mulțumesc. Așa încât am revenit la prima dragoste, radioul, unde am și rămas. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Știi că ai momente cu materiale foarte bune, dar și momente în care pare că trăiești ziua cărtiței, că nu te mai surprinde nimic, că nu te mai pasionează nimic. Și momentele alea mă gândesc că acum Vanda cred că mi-ar da una după cap și mi-ar spune, ia vezi ce faci tu aici, cum tratezi știrea asta. Pentru că la un moment dat meseria asta care e de top, care te ține tot timpul în priză, are tendința de a deveni repetitivă și monotonă dacă nu-ți bagi capul într-o găleată cu apă rece. Dar te ține tânăr. Am învățat de la fiecare. Adică de la du-te la magazie și ia niște șfârlifanți, că imaginea este alb-negru și am crezut-o, până la momentul acela în care am intrat în redacție și am văzut un covor urlat sul și din covor ieșind un cap și am zis, Doamne, e o crimă! Dar de fapt Alex Condurache filmase până târziu un clip foarte fain, unul dintre cele mai faine. Și împreună cu cameramanul nu s-au mai dus acasă, au rămas în redacție și fiind fric s-au învelit în mochetă. Oamenii care mi-au ghidat pașii în radio, vorbim de Cristina Simion, Livia Susanu, Anca Munteanu, am învățat și de la Daniel Buzdugan. Te rog dacă vrei, dăm 3.000 de lei să-mi cumpăr cu ei 3-4 ardei. Pe vremea aceea o carte de Sandra Brown costa 3.500 de lei, ca să vedem cum era cu roborul. Și vezi, dacă te uiți în titluri, îți dai seama la fel că viața e repetitivă. În primii ani de carieră era un domn de la Ager Press care nu scria niciodată nimic și avea un diplomat. Și stat, eu m-am uitat, pe vremea aceea scriam pe agendă. Și după vreo două luni îl întreb, mă scuzați, dar dumneavoastră nu scrieți nimic, țineți atât de bine minte totul? Zice, fata mea, dar eu mă duc și schimb doar numele, declarațiile sunt aceleași de atâția ani. Și am mai învățat ceva din radio, că la sfârșitul buletinului de știri trebuie să pui tot timpul maimuță, pentru că un monkey story, oamenii să rămână zâmbind. Și am mai învățat ceva de la BBC, să nu mă despar de audiența mea, adică să continui să merg cu trenul, cu tramvaiul, să stau într-o sală de așteptare a unui spital ascultând discuțiile, cum spun medicii aparținătorilor. Adică să fii aici. Aici asta contează. Nu ești altfel decât ei. Nu ai un regim privilegiat decât până la dezvoltarea internetului avea acces la o informație la care ei nu aveau acces. Acum e prea multă informație. Politicienii diseminează singuri informația. Fiecare cetățean e un jurnalist. Are blog, sunt 5 gigabits de glorie.
asta se gândesc în cadre, în cadre video, cadre radiofonice și am învățat să transformim fiecare interviu într-o poveste. Adică povestea are un început, povestea are o luptă, avem un erou pozitiv, avem un erou negativ și în cele din urmă, da, situația este salvată sau nu. Că avem situații care au nevoie de un erou de mai bine de 30 de ani. Mergem cu tramvaiul și îți arăt subiecte. Da, filarmonica de mai bine de 30 de ani, da. Avem Casa Balș refăcută, dar filarmonica cântă la Casa Studenților. Și dacă ai un concert de flaut, nu-l auzi din sală. Și Sergiu Celibidache trimitea un om care să verifice acustica sălilor și dacă nu-i plăcea, indiferent de cât de importantă era metropola respectivă, o refuza. Ori acum, chiar dacă avem instalații de sonorizare, sunetul, după cum spun dirijorii, e unul metalic, dar e păcat pentru că sala asta este frumoasă și are o acustică deosebită. Și da, are și o istorie frumoasă și artiștii repet aici, pe propria lor răspundere, numai că atunci, da. Păi și asta nu e o poveste teribilă de jurnalist? Da, e o poveste pe care o spunem de câteva ori pe an. Și? Cum spuneau unul dintre cei doi jurnaliști din afacerea Watergate, dacă aș scrie acum din nou afacerea Watergate, n-ar mai urma nicio demisie. Avem un război care practic ne bate la porți. Cred că nu există reporteri care să nu-și dori să meargă în Pama Siret să vadă ce e acolo și lucrurile alea te izbesc ca un pumn în sensul fizic atunci când vezi oamenii care au trecut, mai ales în primele zile. E ca o traumă, da. Am întâlnit oameni care erau ca o foaie de hârtie. Erau coi, parcă se scursese toată viața din ei. Mergeau automat, nu aveau... Mamele cu copii erau vii pentru că trebuiau să-și trăiască copiii, să-i scoată, dar vârstnicii singuri sau anumiți tineri, mie asta mi-a dat senzația ca o foaie de hârtie din care n-a rămas nimic, nu. Ceva fără... Sufletul rămăsese undeva în Ucraina. Aici ajunsese doar în velișul. Da, mi-e doar de tramvaiul pe Sărăriei, nu l-am prins. Și l-a scărcat Argint 33. Mi-a fost prima mea redacție adevărată. Vanda, Carmen, Irina, Liviu. Bufetul unde se împăca toată lumea după ce se certa. Hai la o cafea. Grădina. Și însă și adresa, știi? L-a scărcat Argint 33. M-a invitat la o emisiune și m-am dus pe la scărcat Argi 33 și zic, Oana, ieși? Păi i-am ieșit. Păi nu te văd, dar unde ești? Pe la scărcat Argi 33. Poți să schimbi lumea cu un reportaj de televiziune sau cu un interviu la radio? Mai crezi în asta? Da, mai cred în asta. Mai cred în puterea, cum spun francezii, le grand reportage, cum povestește profesorul Daniel Condurache. Numai că acum marele reportaj nu mai are 6.000 de semne sau 12.000 de semne, pentru că e mult de citit. Acum reportajul poate fi și într-un minut și jumătate, și în 3, și în 5, 6 deja trebuie să ai foarte multe sunete, zgomote de fond, altele decât vocea umană. Asta m-a învățat BBC-ul. Să muși dintr-un măr dacă faci un reportaj dintr-o livadă, să urci scările, să fii atentă la ecou, să fii atentă cum ține portofonul când bate vântul, să privești la oameni. Dinainte de pandemie nu s-au mai făcut barometre culturale. Cred că trăim un timp atât de trepidant. Cred că vrem prea multe într-un timp scurt și uneori nu ne știm prioritățile. Mi-aduc aminte de Doina Cornea, care a refuzat un interviu spunând că simte că știa că e bolnavă, simte că nu mai are mult timp și o oră mai bine citește o carte, pentru că are atât de multe cărți pe care nu le-a citit.
că e o problemă de priorități. Fiecare colț de oraș are povestea lui, interviul lui, reportajul lui. Ei bine, nu chiar fiecare metru pătrat, că aici are, dar când au dispărut într-o dimineață capetele voievozilor. Și mi-aduc aminte că atunci am citit știrea și spun, stai un pic că eu am trecut dimineață pe lângă ei. Oare aveau capete sau nu aveau capete? Și atunci mi-am dat seama că uneori uităm să privim, pentru că noi jurnaliștii doar privim și ascultăm. Și trebuie să înveți să privești și să taci. În acest moment, 21 de clădiri, școli și grădinițe sunt încadrate în categoria de risc seismic 1. Potrivit executivului, în 15 sunt săli de clasă și laboratoare, iar în restul de 6 cămine ori săli de sport. Datele oficiale arată că riscul este foarte mare. Autoritățile promit că le vor introduce cu prioritate într-un proces de consolidare și reabilitare, printr-un program finanțat cu bani de la stat, fonduri europene și de Banca Mondială. Dar până atunci, elevii ar trebui mutați. Pe lista celor 15 unități de învățământ care au în uz câte o clădire cu destinația de sală de clasă ori laborator încadrată în clasa 1 de risc seismic se află de pildă Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu din Iași, amănunte pe pagina radio. Te schimbă fiecare poveste, te schimbă reportajele, te schimbă etapele de vârstă, te schimbă instituțiile media în care lucrezi, te schimbă Iașul care se schimbă. Trebuie să ții pasul cu el și el cu tine. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.